istoria spirituală a Americii este plină de nume ale mijlocitorilor renumiți. Dacă lumea crimei îi are pe Al Capone, John Dillinger și Jess James, atunci moștenirea ei spirituală sclipește de nume care vor străluci pentru totdeauna pe bolta cerească a Evlaviei. John Hyde, Edward Bounce, Edward Payson, David Brainerd, Charles Finney și acea figură bătrână, neobișnuită, pe care au hrănit-o veverițele Bevington. În istoria Bisericii Americii au fost scrise pagini noi datorită acestor vitej în acea artă nespus de nobilă a mijlocirii. Aceștia au fost uriașii din Biserică. John Hyde, apostolul rugăciunii, spune Francis Măgau, a fost crescut într-un cămin în care Isus era un musafir permanent și unde familia din acel cămin respira o atmosferă de rugăciune. Tatăl lui John a fost el însuși un om al rugăciunii. În lumea muzicii, Johann Strauss și-a lăsat amprenta. A fost denumit capelmeister al primului regiment burghez și compunea pentru evenimente speciale. Dar în cercurile muzicale, fiul său, Johann Strauss Jr., a venit din urmă în grabă, l-a eclipsat pe tatăl său și a fost curând denumit împăratul Valț. Oriunde este cunoscută muzica, Oamenii fredonează, fluieră sau cântă, ferica sa piesă, Dunărea Albastră. În mod asemănător, John Hyde l-a depășit pe distinsul lui tată în exercițiul sfânt al rugăciunii și a lăsat o amprentă în rapoartele indiene ale rugăciunii. A stat în India doar 19 ani, dar ce ani glorioși! Ce inspirații au primit alții de la acest iacov luptător? Unii au cunoscut perioadele mai intime pe care le-a avut Hyde cu Dumnezeu. Acest Ioan Sfânt a intrat de asemenea în ghețimani. Dumnezeu l-a cunoscut pe John Hyde. John Hyde l-a cunoscut pe Dumnezeu. Spun iarăși că există o diferență uriașă între a cunoaște cuvântul lui Dumnezeu și a-l cunoaște pe Dumnezeul cuvântului. Instinctul sufletului de a se întoarce acasă l-a condus pe John Hyde în o daie de rugăciune. Acesta era habitatul lui acolo se ridica în zbor, acolo asculta, acolo auzea, acolo creștea, acolo plângea, acolo și-a dezvoltat mușchiul spiritual. Așa cum un om caută un loc singuratic ca să-i declare dragostea femeii alese de el, tot așa John Hyde a avut un adăpost de rugăciune unde sufletul lui se desfăta în Domnul și unde Domnul se desfăta în el. Singurul motiv pentru care avem o consemnare a lui John Hyde este că a fost un maestru în ceea ce privește această artă sfântă a rugăciunii. Ascultând la ușa lui John, oamenii l-au auzit plângând, așa cum Isus a plâns pentru Ierusalim, și așa cum Apostolul Pavel a plâns pentru păcătoși încăpățânați din vremea lui. Nici o școală biblică nu ne poate învăța această artă a lacrimilor. Hyde a cunoscut acele suspine negreite. O doamnă care obișnuia să-l vadă adesea în India, mi-a spus că în jurul lui era întotdeauna aerul unei alte lumi. Dar cât de mult a iubit sufletele oamenilor? Puțini oameni nu au citit despre felul în care John Hyde a ajuns ca de la conducerea unui singur suflet pe zi la Hristos, să conducă patru suflete pe zi la Hristos. John stătea cu fața la pământ înaintea lui Dumnezeu până când venea răspunsul în mod limpede. Chiar dacă trebuia să stea singur câte 40 de ore, totuși el nu îi dădea drumul lui Dumnezeu până când nu știa daul sau nuul Duhului Sfânt cu privire la chestiunea pentru care îl căutase pe Dumnezeu. Wilborn Chapman predica odată în Hereford, Anglia. Timp de câteva zile a fost o absență neobișnuită a puterii și convingerii de păcat. Dar când John Hyde a venit acolo, Dumnezeu a venit în oraș, a spus Wilburn Chapman. Dumnezeu și Haid umblau împreună. Minunata condescendență a lui Dumnezeu. Ca rezultat, când Chapman a făcut apelul în prima seară în care sosise Haid în oraș, 50 de oameni au venit la Hristos. Chapman l-a implorat pe Haid, roagă-te pentru mine. Acești doi bărbați au intrat într-o cameră. Haid a întors cheia în ușă și a ridicat fața către Dumnezeu iar apoi și-a deschis izvoarele marii lui inimi. Chapman adaugă. Am simțit lacrimi fierbinți curgându-mi pe față. Știam că eram cu Dumnezeu. Cu fața îndreptată în sus, cu lacrimile curgând în șiroaie, John Hyde a spus două cuvinte. O, Doamne! Timp de cinci minute, cel puțin, a tăcut din nou. Iar apoi, când știa că vorbea cu Dumnezeu, și-a întins brațul după umărul meu, și din adâncul inimii lui au ieșit asemenea cereri pentru oameni cum nu mai auzisem niciodată înainte. M-am ridicat apoi de pe genunchi, aflând ce înseamnă adevărata rugăciune. Chiar și în zilele lui cele mai pline de slăbiciune, Haid s-a rugat. Ascultați-l într-o scrisoare adresată surorii lui. Sunt încă în pat sau într-un scaun cu rotile, odihnindu-mă bine și înfăptuind multă lucrare de mijlocire. În cartea de aducere a minte a Domnului vom vedea rezultatele puternice ale lucrării de mijlocire pe care a săvârșit-o acest iubitor de suflete omenești. Unii oameni se răscoală împotriva timpurilor îndelungate de mijlocire înaintea lui Dumnezeu. Dar ceea ce nu pot elimina este faptul că istoria arată că oamenii care s-au rugat cel mai mult au înfăptuit cel mai mult. Rugăciunile de durată Aduc treziri de durată. Rugăciunea nu îl condiționează pe Dumnezeu. Rugăciunea ne condiționează pe noi. Rugăciunea nu îl câștigă pe Dumnezeu de partea perspectivei noastre. Rugăciunea ne descoperă nouă perspectiva lui Dumnezeu. Rugăciunea nu este un merit. Astfel că retrăgându-mă din lume, noi câștigăm neapărat favoruri speciale din partea lui Dumnezeu. Rugăciunea nu înseamnă să cumperi lucruri de la Dumnezeu. Dacă întrebați de ce accentuăm atât de mult și atât de des rugăciunea, vă răspundem: pentru că Isus a făcut așa. Evanghelia după Luca relatează despre nopți întregi petrecute în rugăciune de către Mântuitorul. Suntem noi mai buni decât el? În consemnările trezirilor din America, Charles Finei se evidențiază ca un uriaș. Dacă este adevărat că avea 2 metri înălțime, atunci, din punct de vedere fizic, era un uriaș dar nu există nicio îndoială că era un uriaș din punct de vedere intelectual. Finei nu era un evanghelist care alerga de colo-colo. Uneori stătea în același loc timp de luni de zile și nu era prea îngrijorat când câte un păcătos, scos din sărite de ceea ce spunea acest om uns de Duhul Sfânt, pleca nepoliticos de la întâlnire pentru a fi urmat uneori de întreaga congregație. Dar Finei a avut acest avantaj asupra majorității dacă pierdea oamenii prin predicarea lui dură, îi recâștiga prin rugăciune. Propriile rugăciuni, poate în parte, dar au fost și alți factori. Așa cum Moise l-a avut pe Aron și pe Hur, tot așa Finei l-a avut pe părintele Clery și părintele Naș. În Bolton, Anglia, am avut privilegiul inestimabil de a fi pastorul asistent al lui Arthur Fawcett, un predicator briliant al Bisericii Scoției care m-a învățat să iubesc cărțile și mi-a povestit despre vechii maestri ai Amvonului. Voi fi totdeauna recunoscător pentru faptul că mi-a făcut cunoștință cu sfinții din vechime, care au fost oameni ai rugăciunii. Pe când slujeam cu el, am întâlnit o doamnă în vârstă care mi-a spus o relatare despre cealți sfinei, care m-a provocat mereu de-a lungul anilor. Finei s-a dus la Bolton ca să slujească. Dar înainte de a începe, doi bărbați au bătut la ușa bordeiului ei vechi dorind să fie găzduiți. Biata femeie părea uimită, fiindcă nu avea locuințe suplimentare. În cele din urmă, pentru aproximativ 25 de cenți pe săptămână, cei doi bărbați, nimeni alții decât părintele Naș și părintele Clery, au închiriat o pivniță întunecoasă și umedă pentru perioada întâlnirilor lui Finei, cel puțin două săptămâni. Și acolo, în acea pivniță pe care singur și-au ales-o, acești parteneri de rugăciune au luptat împotriva forțelor întunericului. Dând tot creditul cuvenit domnului Finei pentru ceea ce a fost realizat, cei doi bărbați care s-au rugat au fost aceia care au ținut frânghiile. Lacrimile pe care le-au vărsat, suspinele pe care le-au scos, sunt scrise în cartea cronicilor lucrurilor lui Dumnezeu. Payson de Portland, omul rugăciunii, ne reține atenția în continuare deoarece omul acesta a avut parte de cea mai înaltă calitate a comuniunii cu Dumnezeu, a avut o putere extraordinară înaintea oamenilor. Majoritatea dintre noi nu suntem decât vrăbii în rugăciune și nu zburăm mai sus de ramurile cele mai joase. Însă acești oameni vulturi se avântă înspre cele cerești. Nimeni nu s-a înălțat mai sus decât Payson. Odată, o anumită doamnă a auzit că distinsul Lafayette avea să fie în biserica lui Payson și s-a grăbit spre sanctuar. Lafayette n-a mai venit, însă atenția doamnei a fost reținută de rugăciunea neobișnuită a pastorului, Edward Payson. Se poate să primesc o copie a acelei rugăciuni? a întrebat ea. Pastorul nu și-a scris rugăciunea, iar rugăciunea s-a dus pe aripile vântului și s-a înălțat în cele cerești, i s-a răspuns. Doamna a fost cuprinsă de uimire iar relatarea spune că a fost umplută cu admirație față de acea porțiune de mijlocire care se deosebea de tot ceea ce auzise vreodată, prin conținutul bogat și potrivit, cât și prin vorbirea plină de ardoare. Uimirea a fost mai degrabă sporită decât micșorată, prin fiecare repetare a exercițiului. Pentru aceea ale căror rugăciuni au fost conduse de Peyson timp de 20 de ani, în sanctuar, la întâlnirile de rugăciune, lângă paturile bolnavilor, la sărbători sau în mormântări, fiecare rugăciune părea să aibă prospețimea originalității. Resursele sale pentru această îndatorire păreau să fie de-a dreptul inepuizabile. În rugăciunile lui era ceva puternic, care atrăgea și fixa atenția. Ceva care punea stăpânire și captiva capacitățile sufletului și îl separa, cel puțin pentru moment, de legăturile lui cu această lume actuală rea. Tonurile adânci, depline, reverențioase, îngăduitoare, rugătoare ale vocii lui erau la fel de îndepărtate de fățărnicia fanaticilor pe cât erau de aluatul celor care se cred spirituali. Contribuiau într câtva la efectul rugăciunilor sale publice. Această abilitate în rugăciune, dacă o putem numi astfel, a trecut de la Payson la alții prin practicarea unei retrageri îndelungate și regulate în locul tainic. Ni se permite o privire pe furiș în altarul lăuntric, dar pe măsură ce umblăm în acest loc sfânt, simțim că ar trebui să ne scoatem încălțămintea din picioare. Încă este adevărat că în această acțiune de mijlocire a sufletului, nimeni nu și a cinstea aceasta singur, ci o ia dacă este chemat de Dumnezeu. Evrei 5, versetul 4 dar eu cred că același Dumnezeu, care nu ne-a chemat la necurăție, ci la sfințire, ne cheamă să mijlocim. Hristos a adus rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi. Aceste strigăte și lacrimi au fost de asemenea cunoscute de Peyson. Dați pagina jurnalului lui și citiți despre Duhul de implorare, despre lupta în rugăciune și despre intrarea lui înaintea scaunului îndurării. Un prieten a scris următoarele despre Peyson printre virtuțile caracterului lui, cea a smereniei se remarca deosebit de frumos și de plăcut și strălucea în întreaga sa comportare. În rugăciune, sufletul lui stătea smerit înaintea lui Dumnezeu. În punctul acesta i-a depășit pe toți oamenii pe care i-am auzit vreodată. El ne purta în sus și ne ducea pe toți în prezența divină. Și când își întindea mâinile către Dumnezeu, cerul părea să se coboare pe pământ iar slava Domnului strălucea în jurul locașului nostru de închinare. În timp ce omul acesta sfânt vorbea cu Dumnezeu și părea să fie umbrit de gloria divină, m-am gândit câteodată că îmi puteam închipui extazul lui Petru când a fost înconjurat de slăvile scenei de la schimbarea la față. Din nou și din nou, accentul din viața lui Payson a fost asupra faptului că era antrenat în această artă a mijlocirii. Dumnezeul acesta, este Dumnezeul nostru. Dumnezeul care a auzit rugăciunile acestor uriași în credință, John Hyde, Charles Finney, Edward Payson, este și Dumnezeul nostru. Dumnezeul care l-a auzit pe singuraticul Ilie pe muntele Carmel, ne aude și pe noi când ne rugăm în Duhul. Ultimele cuvinte constituie partea vitală. Ei au fost uriași și încă sunt uriași, oameni puternici care primesc răspunsuri neobișnuite la rugăciune, pentru că sunt neobișnuiți în rugăciune. Există un loc în care poți atinge ochii oamenilor orbi pentru a le da vedere perfectă. Există un loc în care poți spune te captivilor pe moarte, legați în lanțurile nopții. Există un loc în care poți atinge proviziile de aur și le poți elibera pentru Domnul. Există un loc pe un țărm îndepărtat unde poți trimite lucrătorul și cuvântul există un loc în care puterea fermă a cerului se mișcă receptivă la rugămintea ta stăruitoare. Există un loc, un ceas tăcut de întâlnire, în care însuși Dumnezeu coboară și luptă pentru tine. Unde este acel tainic loc? Întrebi tu. Unde? O, suflete, este tainicul loc al rugăciunii.